Universitatea Vasile Alexandrii Bacău și-a sărbătorit absolvenții printr-un curs festiv de mare amploare. Au fost felicitați de către profesorilor și invitații speciali, cei peste 1700 de studenți care au terminat ciclul de licență, dar și absolvenții programelor de master și de doctorat. A fost o atmosferă de festivitate pentru cea de-a 51-a promoție a Instituției de Învățământ Superior. După tradiționala de acum defilare prin oraș, studenții, profesorii universitari, conducerea universității, dar și colaboratorii alături de oficialitățile locale și județene invitate la acest eveniment au deschis manifestarea la Sala Sporturilor din Bacău, devenită imediat neîncăpătoare. Avem a 51-a promoție a Universității Vasile Alexandru din Bacău, cursul festiv, 1000 și aproximativ 800 de absolvenți anul acesta. Dorim mult succes și să se integreze cât mai rapid în economie. Emoționați de eveniment, siguri pe forțele proprii, tinerii absolvenți s-au bucurat de fiecare moment al sărbătorii și au trăit cu intensitate una dintre cele mai importante etape din viața lor. Ce înseamnă pentru tine această zi, finalizarea cursurilor la facultate? Este un eveniment foarte frumos pentru că terminăm în sfârșit și o să vedem ce o să reușim cu viețile noastre. Sperăm să fie bine în viitor. Și este o zi frumoasă și toată lumea este adunată aici cu un scop bine definit și este foarte bine. Ce au fost cei 3-4 ani de facultate pentru tine? 3 ani au fost. Au fost foarte bine, foarte frumos. Ne-am definit cunoștințele și încercăm să fie și mai bine pe viitor. Vom vedea ce drumuri vom apuca. Și a fost foarte frumos. Am avut oameni foarte buni lângă noi, care ne-au ajutat și care ne-au îndrumat pe calea cea bună. Și le mulțumim foarte mult. Recomand această facultate și prietenilor tăi sau celor mai mici? Da, deja au venit câțiva prieteni și sunt mulțumiți de ceea ce se oferă aici. Studiile sunt de un nivel ridicat și se merită să vin aici. Absolvent al Facultății de Terapie Ocupațională, ce înseamnă de fapt? Terapia ocupațională este ceva care se ocupă de om, pentru nevoile omului, pentru a îmbunătăți starea de bine. Este centrată pe client, adică fiecare client are problema lui, trebuie tratat în parte. Cum de ales această facultate? Știam de această facultate, este o specializare nouă, am ales-o fiindcă am vrut să mă duc la psihologie, are și ceva psihologie în ea și de asta. Ce înseamnă pentru tine această zi, acum cursul festiv al absolvirii? Vă dați seama că după 3 ani e o realizare, o iau ca pe o realizare foarte mare. Unde te vezi în viitor? În viitor mă văd angajat într-un centru ca terapeut ocupațional. Este o zi importantă, am terminat facultatea cu 3 ani foarte grei, dar... Mai urmează încă o zi care este licența și Doamne ajută să trecem bine toți, să fim împliniți și fericiți că terminăm facultatea. Va urma și un master tot aici? Da, va urma și un master. Ce au fost pentru tine cei 3 ani de facultate și Universitatea Bacău în mod special? Pentru mine facultatea a însemnat un pas mare. Sunt niște studii superioare care ne ajută să ne formăm în viitor, să ajungem niște profesori buni. Au fost grei, dar este bine. E bine că am terminat. Universitatea Vasile Alexandrii Bacău a împlinit în acest an 52 de ani de învățământ superior băcăuan. Instituția are în prezent 5 facultăți: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Litere, Facultatea de Științe, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, iar în fiecare an pune la dispoziția studenților peste 1500 de locuri. În paralel, tot aici funcționează și departamentul pentru pregătirea personalului didactic, precum și cursuri de master și programe de doctorat. Promoție de absolvenți. Eu sunt prorector cu cercetarea și despre asta o să spun, adică despre faptul că implicăm inclusiv în activitatea de cercetare, pentru că mulți dintre ei au reale aptitudini pentru așa ceva. Ne ajută în toate manifestările,
ne-au fost foarte dragi și sperăm să rămână, fie la master, fie la doctorat. Cum caracterizați această generație? Foarte dinamică, știu ce vor și sperăm să aibă succes, să reușească în ceea ce își doresc. O nouă generație care termină studiile, atât la nivelul de licență, cât și la masterat, un sentiment ciudat din mai multe puncte de vedere. De fiecare dată e vorba despre o despărțire, ca și cum te desparți de propriul copil, deși în cazul meu este vorba și de absolvirea propriului copil. Dar avem speranța că se vor întoarce la masterat și de la licență, iar cei de la masterat sperăm că se vor împlini în plan profesional și că vom avea cel puțin aceleași bucurii pe care le-am avut până în anul acesta. O zi emoționantă pentru absolvenți, dar și pentru dumneavoastră ca profesor. Bineînțeles, este una din cele mai importante zile pentru absolvenții Universității din Bacău. Pentru dumneavoastră ca profesor, vă despărțiți de o nouă generație. Cum a fost această generație? Generațiile din care absolvă Universitatea din Bacău, să știți că sunt din ce în ce mai conștiente de menirea și de, să spunem așa, rolul lor în societatea noastră. Și eu cred că pe măsură ce timpul trece, această conștiință începe să crească. Ce le urați acum la sfârșit de un nou ciclu în viața lor? Să aibă încredere în propriile puteri și să fie convinși că absolut tot ce fac pentru binele lor și societății. Pe lângă absolvenții celor 5 facultăți, anul acesta a absolvit și prima promoție de asistenți medicali generaliști, o noutate pe piața băcăoană de profil creată în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Iași. Au finalizat aceste cursuri de 4 ani, 52 de studenți, sub coordonarea medicului Adrian Cotârleț, managerul Spitalului Municipal de Urgență Moinești, cel care a inițiat și a propus acest proiect deosebit de important pentru tinerii din toată zona Moldovei. Prima generație de asistenți medicali generaliști aici în Bacău. Da, este o bucurie pentru mine din două motive. Am crezut foarte, foarte mult în această specializare și în al doilea rând o treime din absolventele de la asistență medicală universitară sunt cadre de bază în Spitalul Municipal de Urgență Moinești și de ce să nu spun și a treia calitate de proaspăt profesor al Universității Vasile Alexandrii, din profesor universitar al Universității Vasile Alexandrii din Bacău. Triplă bucurie, am venit cu oarecare emoție, este prima dată când particip în această calitate și mă bucur nespus de mult pentru realizările învățământului universitar din Bacău. Cursul Festival Absolvenților a deschis seria manifestărilor culturale și științifice care vor avea loc în Universitatea Vasile Alexandrii cu ocazia zilelor instituției.